Prea creștini, dacă vă gândiți că uh, ar fi o seară obișnuită, ea nu este, pentru că sunt uh, încuvințat de faptul că 99,99% ,99 din bisericile din țara asta nu s-a predicat niciodată despre harul irezistibil. Uh, doctrină pe care o avem în studiu în această seară, harul irezistibil, uh, despre har se predică, da? dar nu se predică despre harul eficaci, și irezistibil, adică că acest har atunci când este aplicat, el întotdeauna, fără niciun fel de excepție, este eficient, da? produce ceea ce intenționează. În esență asta înseamnă chemarea eficace sau harul irezistibil. Foarte mulți oameni atunci când aud despre harul irezistibil se gândesc că deci vrei să spui că Dumnezeu forțează oamenii ca să fie mântuiți. Nu, nu asta vrem să spunem. Și acesta este motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care această doctrină nu este împărtășită și predicată. Așadar, în seara aceasta ne vom uita la uh, această doctrină a chemării eficace sau a harului irezistibil, care este, de fapt, motivul principal pentru care cineva este mântuit. De ce cineva este mântuit? Este mântuit pentru că Dumnezeu lucrează în viața acestor persoane printr-un har eficient, care produce ceea ce Dumnezeu intenționează. Aș vrea, în, însă, întâi de toate, să fac o diferență uh, în introducere între ce este uh, chemarea generala lui Dumnezeu la mântuire când se predică Evanghelia și chemarea eficientă. Da? Vreau să păstrați în mintea dumneavoastră o distinție între chemarea generală a lui Dumnezeu și chemarea eficientă a Dumnezeu. Da? chemarea eficientă. Chemarea generală se referă la predicarea Evangheliei. Da? Când un predicator predică Evanghelia. Întrebarea este întotdeauna când un predicator predică Evanghelia să mântuiți oamenii? Nu. Nu întotdeauna, da? Eu mă pot duce să predic undeva Evanghelia și să nu fie niciun rezultat. De aceea distinția între chemarea generală sau chemarea predicatorului care se face prin Evanghelie și chemarea eficace este fundamentală. Pentru că chemarea eficace sau eficientă se referă la lucrarea secretă, invizibilă, lăuntrica Duhului Sfânt. Când oamenii mai spun, atunci am simțit, nu știu ce, el nu a simțit că predicatorul a predicat Evanghelia, că el poate mai auzit de sute de ori Evanghelia. Nu a simțit nimica. Da? El vorbește despre ceva ce s-a întâmplat în inima lui. Și asta este de fapt ceea ce dorim noi. De aceea este o distinție între ceea ce rostește predicatorul și ceea ce face Duhul Sfânt în inima omului. Da, noi ne-am dorit ca de fiecare dată când se predică cuvântul să existe și o lucrare secretă, invizibilă, supranaturală, miraculoasă a Duhului Sfânt. Ne dorim lucrul acesta, dar nu totdeauna lucrurile sunt așa. Deci vreau să fac câteva distinții între aceste două chemări. Chemarea eficace este făcută de Duhul Sfânt, nu de predicator. Eu nu pot în mod eficient să conving pe nimeni de nicio propoziție din Sfânta Scriptură. Eu nu pot. Eu pot doar să o rostesc. Duhul Sfânt poate să aplice acel cuvânt păcătosului. Deci, această chemare eficace este făcută de Duhul Sfânt, chemarea generală este rostită de predicator. Chemarea eficace este o operație secretă a Duhului Sfânt. Adică nu se vede. Nimeni nu vede pe Duhul Sfânt cum lucrează în inima ascultătorilor. Chemarea generală pe de altă parte este o lucrare publică. Toată lumea știe că în seara asta care sunt aici cel puțin. Eu am predicat, sau că eu predic, da? Dar noi nu vedem cum lucrează Duhul Sfânt, nu avem nicio aplicație, pe, nici măcar pe telefoanele noastre performante, care să ne arate cum lucrează Duhul Sfânt, pentru că este secret. Chemarea eficație este supranaturală. Da? Chemarea eficație a Duhului Sfânt. Chemarea generală este o lucrare naturală. Eu pot să predic și fără Duhul Sfânt. Dacă am învățat niște tehnici de predicare, mă pot să predic, da? Chemarea eficație este o lucrare divină, chemarea generală este o lucrare omenească, care ține de responsabilitatea mea ca individ. Chemarea eficace presupune o înviere spirituală. O înviere spirituală. Când Duhul Sfânt lucrează într-o asemenea măsură și cu asemenea puterea asupra individului, încât din mort spiritual cum era, el ajunge la viață. Chemarea generală, pe de altă parte, presupune comunicarea cuvântului, nu o înviere spirituală. Eu nu pot învia pe nimeni spiritual. Eu pot doar să comunic cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea eficace este particulară, adică este pentru cei aleși. Duhul Sfânt lucrează eficient, mântuiește pe cei aleși. Chemarea generală este pentru toți oamenii. Eu nu știu care să aleși. Spurgeon zicea, dar Dumnezeu n-a pus câte o, n-a tras o bandă roșie pe spatele tuturor aleșilor că eu să mă duc să le predic Evanghelia lor. Cum zicea, da, dacă nu au unii să aleși, de ce să le predic Evanghelia tuturor? Pentru că nu știu cine să ia. Eu trebuie să mă duc la toți oamenii. Eu nu, eu nu pot să fac niciun fel de discriminare pe niciun fel de criteriu pentru că nu știu care este planul Dumnezeu specific pentru fiecare om. Chemarea eficace are la bază decretul divin al lui Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt se duce și lucrează eficient în cei pe care Dumnezeu i-a ales, Duhul Sfânt nu se duce să lucreze să lucreze contra decretelor lui Dumnezeu. Chemarea generală pe de altă parte are la bază dispoziția lui Dumnezeu. Adică eu știu că Dumnezeu iubește lumea, dar are o dispoziție pozitivă față de lume. Eu nu știu individual ce a hotărât Dumnezeu, da? Și eu pe baza dispoziției lui Dumnezeu față de umanitate mă duc și prezint Evanghelia tuturor. Chemarea eficace după cum este și numită, este întotdeauna eficientă, întotdeauna eficientă, chemarea generală nu este întotdeauna eficientă. Predice Evanghelia și ea nu este întotdeauna eficientă. Da? Chemarea uh, eficace este însoțită uh, de cuvânt și vom vedea că mărturisirea spune lucrul acesta. Când Dumnezeu lucrează eficient și mântuiește pe cineva, trebuie să fie prezentă Evanghelia acolo, da? Chemarea uh, generală nu este însoțită întotdeauna de Duhul Sfânt. Mai facem câteva diferențe. Chemarea eficace este lăuntrică, da, Duhul Sfânt lucrează în interior. Chemarea generală este exterioară. Atinge ureche, da? Cu alte cuvinte, chemarea eficace atinge inima, chemarea generală atinge urechea. Bine ar fi ca să atingă și urechea și inima, dar nu întotdeauna este așa. Chemarea eficace duce la mântuire, da? La mântuire. Chemarea generală nu duce totdeauna la mântuire. Duce la mântuire doar când este însoțită de lucrarea Duhului Sfânt. Chemarea eficace nu este responsabilitatea omului. Eu nu pot și nu mi-a dat Dumnezeu niciodată responsabilitatea ca să înviez pe cineva spiritual sau să-l iubinez spiritual. Chemarea generală este responsabilitatea credincioșilor. Da? Acestea sunt câteva distinții. De ce este importantă această doctrină a Harului Irezistibil? Ea strânește foarte multe controverse, să știți, dacă s-ar predica constant. Nu dacă s-ar predica constant. Nu se predică doctrina asta. 99,99% ,99 din biserici nu se predică doctrina Harului Irezistibil. Să fie foarte clar cei mai mulți predicatori, evangeliști, păstori nu aderă la așa ceva. Da? Nu aderă. Ar avea o împotrivire constantă. Da? Numai ideea de har irezistibil ar strâni o grămadă de controverse. Nu știu dacă și-ar putea termina predicile. Dar această doctrină este importantă. De ce este importantă? Vă dau câteva motive. Doctrina asta harului irezistibil și anume că Dumnezeu lucrează prin Duhul sunt în mod eficient și că pe cei pe care El vrea să-i mântuiască îi mântuiește, doctrina asta este importantă pentru că ea păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. Și arată că Dumnezeu este factorul decisiv în mântuire. Doctrina populară este aceasta. Dumnezeu îți dă pe tavă Evanghelia. Vrei să fii mântuit sau nu? Și factorul decisiv este cine? În doctrina asta populară. cine -i? Noi am predicat. Factorul decisiv este omul. Dacă omul vrea, este mântuit. Dacă omul nu vrea, nu este mântuit. Ei, doctrina Harului Rezistibil nu spune că dacă omul vrea e mântuit, dacă nu vrea nu e mântuit. Ci că dacă Dumnezeu vrea să fie mântuit, este mântuit. Da? Dumnezeu este suveran în mântuire și Dumnezeu este factorul decisiv în mântuire. Pentru că dacă întrebi oamenii cine mântuiește? O, oh, Dumnezeu mântuiește. Dar cine e factorul decisiv? Păi omul! el și-a dat acceptul, da? Doctrina Harului Rezistibil păstrează suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire și arată că nu omul este factorul decisiv în mântuire, ci Dumnezeu. Doi! Doctrina Harului uh, Irezistibil păstrează toată gloria lui Dumnezeu. Toți oamenii, dacă îi întrebi, merită Dumnezeu toată gloria? Cu siguranță că merită Dumnezeu toată gloria. Dacă arăți că omul este factorul decisiv în mântuire, cine are toată gloria? Nu are Dumnezeu. Da? Această doctrină decapitează eforturile umane în jefrirea gloriei lui Dumnezeu. Eu asta înțeleg. Când noi spunem, sau dacă am spune, ferească Dumnezeu, că omul este factorul decisiv în mântuire, că depinde de alegerea lui, depinde de voința lui ca să fie mântuit, în ultima instanță, acest lucru este un jaf la gloria lui Dumnezeu. Pentru că în cel mai important punct, în cel mai decisiv, când se află omul pe muchie de cuțit, i s-a dat Evanghelia, el e cercetat, e iluminat și trebuie să aleagă să fie mântuit, nu Dumnezeu e factorul decisiv în cel mai crucial moment da? al istoriei vieții unui om, omul este factorul decisiv, nu Dumnezeu. Și asta jefuiește gloria lui Dumnezeu. 3. Această doctrină demonstrează și arată ca fiind false și psihologice toate metodele manipulatorii care se adresează doar sufletul omului. La ce mă refer? Când omul este manevrat prin slujba care se face ca să fie mișcat sentimental și să dea un răspuns pozitiv. Asta este o negare pe fața doctrinei Harului Irezistibil. Când, omul, când se face o presiune anormală asupra voinței omului, neregenerată, da? Doctrina Harului Irezistibil arată că lucrurile astea nu sunt necesare, sunt manipulatorii. Acolo nu este necesar ca omul să ia o decizie. Sau omul să zică, da, sunt de acord. Sau omul să zică, mă simt și eu atras de lucrurile astea. Acolo este necesară o inviere spirituală. Acolo este necesară o iluminare pe care o poate face doar Duhul Sfânt. Nu poate face nici corul, nici cântarea fanfare, nici ilustrațiile mele, nici lacrimogenele mele, nimic. Trebuie să fie un har eficient, miraculos a Duhului Sfânt care să lucreze acolo. 4. Această doctrină ne ancorează în dependență totală doar de lucrarea Duhului Sfânt prin care oamenii pot fi mântuiți. Există o, o, disperare a predicatului, evanghelistului. Când te duci și vezi o sală plină de oameni, poate sute de oameni la unele evanghelizări, și poate ai la degetul mic anumite metode prin care poți smulge metode de la oameni, răspunsuri de la oameni. Poți smulge decizii de la oameni. Dar știi, ești convins că numai Duhul Sfânt îi poate, fi mântuit, numai Duhul Sfânt poate mântui. Da? Doctrina aceasta te ancorează într-o dependență totală de Dumnezeu. Și dacă avea o predică perfectă, și dacă ai avea toate metodele de manipulare psihologice în masă, la degetul cel mic, stai acolo smerit înainte de predică și știi că dacă Duhul Sfânt nu intervine, nu se întâmplă nimic. Nimic. Poți să faci oamenii să ridice mâinile sus, poți să faci oamenii să plângă, poți să faci oamenii să țopăie, dar ia să afară la fel de mort spiritual cum au intrat. Da? Doctrina asta te ține într-o dependență totală doar de lucrarea Duhului Sfânt prin care oamenii pot fi mântuiți. 5. Această doctrină ne păzește de epuizarea și dezamăgirea profundă în lipsa de rezultatelor. Frate Mihai, la voi în biserică câți oameni s-au pocăit în ultimii patru ani? Câte botezuri ați avut? Și la un moment dat, toate ideile astea, domnule, încep să... desigur, de eu trebuie să mă simt vinovat dacă nu mi-am făcut responsabilitatea de evanghelist, de predicator, de păstor și așa mai departe. Dar eu nu mă pot simți vinovat că cineva nu e mântuit. Eu nu am cum să mă simt vinovat Că n-am făcut ceva ce nu a Duhul Sfânt poate să facă. Și la un moment dat, ca lucrător, nu ai cum lucrurile acestea încep să te apese. Ca individ, ca membru obișnuit, zici, mă, domnule, am spus de atâtea ori Evanghelia la oameni. Ceva nu e în regulă. Am învățat cum să evanghelizez, am învățat Evanghelia, am învățat cum să spun. Măi, ceva nu e în regulă. Am adus atâția oameni la biserică. Ceva nu e în regulă. Oamenii nu se mântuiesc. Și încep să simți o presiune anormală, nenaturală asupra ta, datorită faptului că nu ai reușit să faci ceva ce doar Duhul Sfânt poate să facă. Dar această doctrină te păzește de epuizarea și dezamăgirea profundă în fața lipselor rezultatelor, în fața lipsei rezultatelor, în fața lipsei de succes, da? Și această, această doctrină ne stimulează să fim harnici în lucrare pentru a fi parte la lucrarea miraculoasă de mântuirea păcătoșilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu pentru că știu că Duhul sunt este suveran și poate sufla unde vrea El, îmi deschid gura să spun Evanghelia simplu așa cum știu eu. De ce? Pentru că cred că Dumnezeu poate. Dacă mântuirea ar depinde de păcătoși, n-aș avea niciun curaj. Să atât de stricați oameni, vedeți, atât de împotrivitori și atât de înceți, atât de, 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 înguși la minte, atât de recalcitranți, atât de împotrivitori, încât n-ai nicio speranță că o să fii mântuit. Eu când mă duc să, sau când îmi deschid gura să vestesc Evanghelia, nu spun, ăsta e un om bun, ăsta e aproape să fie mântuit. Încă puțin, 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 e așa de bun ăsta, nu au o decizie dacă ar lua. Asta fac oamenii, dragii mei. Vezi pe Facebook, din vezi oameni care se laudă. Au fost șase oameni și zece oameni care s-au predat acum în parcul din Zalău, s-au predat în mâna Domnului. Dar nu zic că era. Duminică, la biserică, miercuri, nu zic. Ei nu zic că n-au nici măcar să fac cathez, nici să fie boteza. Zic nicăieri Dar au luat niște decizii, da? Au luat niște decizii. Dumnezeu, au fost de acord, da? Așteptarea noastră, da? este ca Duhul Sfânt să lucreze. Această doctrină ne stimulează să fim harnici în lucrare pentru a, vedea, pentru a fi parte și pentru a vedea lucrarea miraculoasă de mântuire a păcătoșilor. Nu ar fi un lucru fantastic să stai să vorbești într-o zi cu un coleg de -a tău cu care ai vorbit de 100 de ori și într-o zi să vezi că Duhul Sfânt îl moaie. Într-o zi să vezi că Duhul Sfânt îi deschide inima. Într-o zi să vezi în fața ochilor tăi că Dumnezeu îl iluminează. Nu că ai așteptări de la el. Și că ai așteptări ca Duhul Sfânt să lucreze într-un mod miraculos. 7. Această doctrină ne, păstrează, păstrează ne păstrează totdeauna într-o stare de recunoștință profundă față de suveranitatea Harului Mântuitor. Eu personal n-am crezut că o să ajung în momentul acesta, dar am auzit rugăciuni de felul ăsta. Doamne, îți mulțumesc că te-am ales. Păi mulțumește ție, fă-ți o poză, pune-ți o supoat, scoate-ți icoana acolo și mulțumește ție că tu l-ai ales pe Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că te-am ales. Asta înseamnă pentru oameni alegerea lui Dumnezeu astăzi. Că Dumnezeu din veșnicie a evaluat ce o să fac eu. Aia se cheamă evaluare, aia se cheamă constatare, nu se cheamă alegere. Când tu, const, când tu știi, când tu constați că se va întâmpla un lucru, sau uh, ai o premoniție, da, în ghilimele, îți dai seama că se va întâmpla un anumit lucru, asta e o, valua, o evaluare a unor factori. Sau e o, e o constatare a unor lucruri, aia nu e alegerea ta. Aia nu e alegerea ta, da. Această doctrină ne păstrează cu adevărat. E singura doctrină care ne păstrează într-o stare de recunoștință profundă față de, nu de harul mântuitor, față de suveranitatea harului mântuitor că Dumnezeu a ales să ne mântuiască prin harul lui irezistibil. 8. Ea ne face să depindem total de Dumnezeu în cele mai meticuloase detalii ale vieții noastre. Și ăsta e un lucru pe care ar trebui să-l înțelegem în seara asta, că doctrina harului irezistibil nu se referă doar la momentul inițial când suntem mântuiți. Când am simțit că Dumnezeu ne-a scos din groapă, ne-a luminat, ne-a deschis inima, da? Și am avut o stare mai specială, spirituală. Nu doar atunci. Pentru că Pavel spune să ne ducem Uh, nu, mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, că Dumnezeu este acela care ne dă, care lucrează eficient în noi, care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Nu zice după acceptul nostru, după dorința noastră. Deci harul rezistibil este o lucrare care uh, este făcută de Dumnezeu pe tot parcursul vieții noastre. Da? asta înseamnă că noi depindem total de Dumnezeu în cele mai meticuloase detalii ale vieții noastre nu știu dacă dumneavoastră ați avut vreodată o dorință aprinsă, dar sper că asta ar fi o dovadă a nașterii din nou, să scăpați din un obicei prost de uh, anumit, uh, o anumită porțiune din limbajul dumneavoastră de care v-ați dat seama că e păcătos că e uh, nesănătos de glume proaste de niște lucruri, am spune noi nesemnificative pe lângă păcatele scandaloase pe care le fac astăzi. și să vezi că nu poți să vrei de exemplu să te rogi trei săptămâni la rând, Doamne, ajută-mă să mai fiu iute față de copiii mei. Că zice Scriptura, nu? Orice iuțeală, orice amărăciune, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Și să nu reușești să corectezi un lucru simplu, nu? Simplu. Simplu din viața ta. De ce? Pentru că și în privința celor lucruri, da? În aspectele acelea de care ai nevoie ca să se vadă sfințirea în viața ta, și în privința celor lucruri nevoie de harul irezistibil ca Dumnezeu să dea voința și înfăptuirea în privința respectivă. Și Dumnezeu ne lasă de foarte multe ori să ne epuizăm în lucrurile astea simple, am spune noi, banale, pe care ar trebui să le poți face prin efort uman. Te lasă să dai cu capul de 100 de ori ca să înveți că nu poți să faci nimic fără harul lui irezistibil. Da? No, această doctrină ne arată de ce orice efort de înnoire a omului este destinat de la bun început. Eșecul. De la bun început este destinat eșecul. Orice efort. Orice efort uman, orice proiect omenesc, orice metodă omenească de a face pe om nou. Știți că comuniștii au vrut să facă omul nou. Acum vor să facă altfel de om nou. Un om liber din orice punct de vedere. Să facă, să iubească pe oricine vrea el. Omul de, de la început a încercat să facă lucrul ăsta. Să se noiască pe sine. De dacă adică e o problemă cu sine și încearcă să se noiască. Noi știm că înnoirea vine doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Și 10, aceste doctrine, această doctrină, aceste doctrine ale Harului aduc o siguranță fundamentată dar care are o temelie puternică. Eu știu că acest har al lui Dumnezeu este irezistibil, cucerește împotrivirea, da? Și siguranța mântuirii mele se bazează pe ceva ce Dumnezeu a făcut în mod eficient, nu pe ceva ce Dumnezeu încearcă să facă. Și ce a făcut și s-a realizat. Așa știi, Domnule, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, El va face. Bun. Haideți să ne uităm la ce spune mărturisirea de la 1689 despre această doctrină. Pe aceea pe care Dumnezeu i-a predestinat la viață veșnică, îi este plăcut ca la vremea cuvenită, stabilită de el, să i cheme în mod eficient prin cuvântul său și prin lucrarea Duhului Sfânt. Câteva observații. Cei chemați irezistibili sunt doar cei predestinați. Uitați ce spune. Pe aceea pe care Dumnezeu i-a predestinat la viață veșnică, este plăcut ca la vremea cuvenită, stabilită de el, să i cheme. Pe cine îi cheamă? Nu îi cheamă pe toți, prin harul irezistibil, ci pe cei aleși de Dumnezeu. Romanul cu 29. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său pentru ca el să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Da? Pe aceea pe care i-a hotărât, i-a și chemat. Pe cine a chemat? Dacă îi, a pe toți, i-a chemat pe toți. Că spune pe aceea pe care o hotărât, pe aia i-a chemat. Nu-i cheamă pe toți. Nu-i spune Dumnezeu, îi cheamă pe toți. Nu-i cheamă pe toți. Da? Deci chemarea eficientă este adresată celor aleși de Dumnezeu. Doi, chemarea eficientă este făcută la vremea cuvenită, stabilită de Dumnezeu. Zice mărturisirea așa. Pe aceea pe care Dumnezeu i-a predestinat la viața veșnică, îi este plăcut ca la vremea cuvenită stabilită de el se i cheme. De ce te-o chema pe tine la 60, pe altul la 40, pe altul la 20, pe altul la 15, pe altul la 7 ani? Vremea cuvenită stabilită de el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în providența lui. Există o legătură nu doar între predestinare și chemarea lui Dumnezeu, ci este o legătură între providența lui Dumnezeu când el aranjează o, se -o, o serie de evenimente ca în, într-un cadru specific Dumnezeu să te cheme la viață. Vă gândiți la lucrul ăsta. Dumnezeu a rânduit poate milioane de factori, de evenimente, ca să mă aducă la un punct în viața mea, într-un punct specific, ca în momentul ăla specific, El să mă cheme la viață. El nu zice, ah, super, o reușit să cheme sora Margareta pe cineva și acum o să-l aduc la viață. Trebuie acum să lucrez, că am hotărât să-l mântuiesc, ca altă ocazie nu știu dacă îl mai prind. Pe ăsta ca să aud Evanghelia și să fii mântuit. Nu există așa ceva. Milioane de lucruri pe care noi le-am văzut Sau fratele Razul, sau altcineva Care a chemat pe cineva, s-a invitat pe cineva Sau, oh super, acum eu venit lui fratele Cristi în minte Să-i spună la Evanghelia lui ăsta Repede Duhul Sfânt să lucreze, că l-am hotărât mai dinainte Nu, Dumnezeu a hotărât și lucrurile alea Și evenimentul ăla Și cât să vorbească, ce să vorbească, cum să vorbească Și la momentul și la secunda în care Duhul Sfânt să-l aducă la viață, da? La vremea stabilită de Dumnezeu. Ia auziți. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind înduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale. Face toate după sfatul voiei sale. Toate. Toate lucrurile sunt rânduite, stabilite de Dumnezeu. El creează un cadru. De deci ce eu m-am pocăit la, la, 18 ani? De deci ce m-am pocăit la 15 ani? La 14 ani? Că am stat în biserică și am auzit de un milion de ori Evanghelia. De ce? De ce m-am pocăit la șase ani? La șapte ani? La șaptișpe? La șaptișpe jumate? De ce nu m-am pocăit în biserica din care sunt eu, unde s-au predicat Evanghelia de ori? De ce m-am pocăit când au, când au vorbit părinții mei cu mine? De ce m-am pocăit când am mers la serie de tinere, la serie de evangelizare, La serile de evangelizare în care, în care, a ridicat de zeci de ori mâna. Când am plâns nopți în șir. Nu, nu am, nu am văzut acea momentul nașterii din nou. Dumnezeu a hotărât alt moment. El, auziți, face toate după sfatul voii sale. După sfatul voii sale. Această chemare îi spune este eficientă. I-a -a fost plăcut lui Dumnezeu să-i cheme în mod eficient. În mod eficient. De ce e eficientă? Pentru că Duhul sunt la lucru. Noi provăduim pe Hristos ce răstigni care pentru idei este o pricină de poticmire, pentru neamuri o nebunie, dacă nu credeți că Evanghelia este o nebunie, duceți-vă și predicați Evanghelia. Cui vreți dumneavoastră? Și omul nu o să spună, poate că e drăguț cu tine, o să spună, da, interesant, o să mă gândesc la lucrurile astea, să spună, bă, ce prost eu spus asta. Fantastic, cum, poți să creadă ăștia lucrurile astea? Și sunt unii care deja vocalizează lucrurile astea. Bă, voi credeți lucrurile alea? Voi mai credeți în așa ceva? Dar auziți. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii Evanghelia este putere pentru cine? Pentru cei chemați. Când este Evanghelia să predică, dacă nu-i chemarea lui Dumnezeu, e o nebunie. E o pricină de potrânire. Dacă nu-i chemarea, lucrarea secretă a Duhului sunt, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Chemarea aceasta spune apoi mărturisirea care are două părți. Dumnezeu a hotărât să-i cheme în mod eficient prin cuvântul său și prin lucrarea Duhului Sfânt. Asta cele două chemări. Prin cuvântul său, e chemarea exterioară, ce facem noi predicatorii, și prin lucrarea Duhului Sfânt, ce face eficient această chemare, da? Ce face eficient această chemare. Auzi ce spune Pavel. În adevăr, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe. Nu știu că n-a fost provăduită cu vorbe. Nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Da? Evanghelia a fost însoțită de această chemare irezistibilă. Mărturisirea continuă și spune așa. El îi cheamă pe aceștia din acea stare de păcat și moarte în care ei se găsesc în mod natural, aducându-i la har și la mântuire prin Domnul Isus Hristos. Deci chemarea asta presupune înviere spirituală. De asta e glorioasă, de asta e miraculoasă. Chemarea asta nu sunt niște vorbe. Frate, hai la mântuire! Omule, hai la mântuire! Nu! Chemarea asta presupune mult mai mult. Presupune o înviere la viață. Și Domnul Isus Hristos folosește imaginea aceasta a învierii spirituale. Pavel folosește imaginea învierii spirituale. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Isus Hristos, că vine ceasul și acum și veni când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Cum poate un mort să audă glasul Fiului lui Dumnezeu? Pentru că e Fiul lui Dumnezeu acolo. Pentru că este o rostire miraculoasă. Da? Noi eram la fel de morți spiritual cum era mort Lazar de patru zile. Nu eram mai puțin morți. A, eram morți, dar nu prea eram morți, că puteam să auzim și puteam să dorim, puteam măcar să ridicăm mâna, puteam măcar să facem o rugăciune. Nici vorba de așa ceva. Eram putreziți din punct de vedere spiritual și a fost dur Sfânt. Domnul Iisus care prin Duhul Sfânt ne-a strigat și am ieșit la viață. Dumnezeu care este bogat în îndurare spune Pavel pentru dragostea cea mare cu care ne iubim, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin Har, sunteți mântuiți. Pavel, tot Pavel zice, Romani 8,2 cu 2. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Nu eu m-am izbăvit, ci legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit. Da? Mărturisirea continuă și spune că pe lângă această înviere, el ne iluminează spiritual mințile într-o mântuirea lor pentru a înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Deci chemarea aceasta irezistibilă înseamnă o înviere la viață și înseamnă și o iluminare a noastră. Zice așa, Scriptura 1 Corinteni 2,14 Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. În context este vorba despre Evanghelia, că și pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Deci imaginează ce lucru... Ce lucru prostesc din punct de vedere uman facem noi? Te duci cu Evanghelia la cineva și începi să-i spui Domnul Iisus, Dumnezeu te-a creat, tu ești un păcătos, Domnul Iisus este singura șansă de salvare, tu trebuie să te pocăiești și să crești. Domnul, Biblia îți spune și nu urechile tale, mintea ta, țiuie acest verset. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. Eu de ce mai predic? Omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. Căci pentru el sunt o... Te uiți pe fața lui te uiți pe El nu spune. Te uiți pe fața lui. E o prostie ce spune asta. Și tu știi că așa e. Pentru el o prostie. Tu știi că înainte să te duci la el, ce o să-i spui pentru el este o nebunie. Și nu le poate înțelege. Păi de ce mai predic Evanghelia? Pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și atunci Biblia îți mai spune ceva. Zice, atunci nu mă mai duc să predic, Eu știu că e o nebunie pentru el. Biblia îți mai spune ceva. Că Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, când a zis Dumnezeu asta? La creație să lumineze lumina din întuneric, fără să creeze soarele. A făcut lumină el prin puterea lui. Același Dumnezeu ne-a luminat inimile. Este o lucrare miraculoasă. Când deodată cel care ți se părea o nebunie, un crucificat, un revoluționar crucificat, despre care se spune că e mântuitorul lumii, ți se părea o nebunie, o prostie, deodată acolo vezi lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu, acolo e mântuirea omenirii. Cum se face schimbarea asta? Prin iluminarea pe care o face Duhul sunt în noi. Da? Duhul sunt în noi. Această lucrare de iluminare e foarte important de înțeles. Este necesară după ce ești mântuit. Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii. De asta stăm în biserică de multe ori și cuvântul trece pe lângă orechile noastre. Nu ne atinge, nu ne mișcă. Și pleci de aici să spui, nu știu ce a avut Mihai în seara asta. Poate ai avut tu. Poate a avut și el. Că și el și eu, și noi toți avem nevoie de lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt. În rostirea adevărului și în înțelegerea adevărului. Nu putem să-l pricepem. El nu poate să prindă viața în inimile noastre fără lucrarea Duhului Sfânt. Deci chemarea aceasta în vie la viață, în vie spirituală, da? presupune iluminarea minții noastre. da, Și apoi spune... Harul irresistibil mai face ceva, mărturisirea. El le îndepărtează inimile de piatră și le dă în loc inimi de carne. Ce înseamnă asta? Înseamnă luarea celei insensibilități. Vorbiți oamenilor despre iad. Sunt oameni care cred mental că există iad. Ați văzut că nu sunt fricoșați deloc. Nu sunt fricoșați deloc. Oamenii râd despre iad. O să iau cu băutură, muzică, acordeoane, viață. O, zic unii, ia, ia, vreau să mă duc în iad. Eu cred că există Dumnezeu. Cred că sunt păcătos, cred că merită dar eu vreau să mă duc în el. Ce să fac în cer? Mă prictisesc? Sunt oameni care spun lucrurile astea. El e insensibil. De ce? Care o inimă de piatră. De aceea Ezechiel 36 cu 26 spune Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră, adică insensibilă și vă voi da o inimă de carne care răspunde, care reacționează. Este una dintre cele mai frumoase promisiuni din Sfânta Scriptură. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Deci harul irezistibil scoate inima de piatră și dă o inimă de carne. Mai face ceva. Harul irezistibil reînnoiește voința și prin puterea sa nemărginită îi determină să facă binele, da? Ezechiel 36 cu 27. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele. Credeți că scrie în Biblia asta? Dumnezeu să mă facă să urmez poruncile lui, dar dacă nu vreau. Doamne, nu vreau să urmez poruncile tale. Te voi face să urmez poruncile mele. Cum? Prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea Harului Irezistibil. Vă voi face să păziți și să împliniți legile mele. Ieremia 32 cu 39. Le voi da o inimă șocale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Dumnezeu ne face să ne temem de El. Ne face să-l urmăm. Ne face să păzim. Ne face să împlinim legile Lui. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Păi eu nu vreau, îți dă el voința. Asta e un lucru fantastic de înțeles, fantastic. Harul irezistibil nu sfarmă voința omului. Harul irezistibil nu pulverizează voința omului. Harul irezistibil nu ne... Tu spui, nu vreau să fiu mântuit și te tine, simți tras spre mântuire. Nu vreau să cred în Domnul Isus, dar te simți împins să crezi. Nu, Harul irezistibil redirecționează, reînnoiește, reformează voința omului. Da? O îndreaptă unde trebuie să fie. Acest har irezistibil este o lucrare aparent paradoxală. Ia uite ce spune mărturisirea, foarte interesant. El îi atrage în mori irezistibil la Domnul Isus Hristos, totuși într-o modalitate în care ei vin complet liberi. Asta e un paradox, da? O contradicție aparentă. Ceva ce mintea noastră poate nu poate înțelege, dar asta nu înseamnă că nu este învățat de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu ne spune că noi venim obligați la Domnul Isus Hristos, nicăieri. Biblia nicăieri nu spune că suntem forțați. Noi nu vrem și credem fără să vrem. Nu spune Biblia asta. Spune așa, ele atrage în mod irezistibil la Domnul Isus Hristos, totuși într-o modalitate în care ei vin complet liber, întrucât ei își doresc liber acest lucru, datorită Harului Său. Foarte frumos, nu? Eu vreau să vin la Domnul Iisus Hristos. Eu vreau să cred în El. Eu vreau să mă pocăiesc. Dar de ce n-ai vrut înainte? De ce la punctul ăsta, până în punctul ăsta, n-ai vrut și de-acum vrei? Datorită, spune, Harului Său. Și tu vii de bunăvoie. Tu vii de bunăvoie. În mod complet liber. Aici se vede uh, lucrarea extraordinară a Duhului Sfânt. Uh, e foarte interesant că oamenii îl bagă pe Dumnezeu în, în cutiuțele lor omenești și ăsta e motivul principal pentru care nu poți să accepte harul irezistibil. Și ce nu pot să creadă oamenii? Că Dumnezeu nu are suficientă putere și suficientă înțelepciune încât să mă facă să vin de bună voie la el. Ei zic așa, dacă crezi în harul irezistibil, sigur Dumnezeu te obligă. Că ai cum să crezi în har irezistibil. Care nu-i poți rezista. Dacă eu nu pot să rezist Dumnezeului suveran, înseamnă că Dumnezeu trebuie să-mi ferme voința. Nu, domnule, Dumnezeu e suficient de înțelept și de puternic încât să -ți păstreze voința fără să-ți o distrugă, dar să-ți redirecționeze spre el, fără să-ți distrugă voința. Dumnezeu e suficient de puternic și de înțelept ca să știe cum să facă lucrul acesta. Nu-l limităm pe Dumnezeu la categorii umane, așa încât să nu putem accepta o învățătură biblică. Dar paradoxul ăsta îl vedem în Biblie. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi invia în ziua de apoi. Auzi, nimeni nu poate veni la mine, asta e ce face omul, răspunsul omului, deci tu trebuie să vii la Domnul Isus Hristos. Dar spune dacă nu-l atrage Tatăl. Deci tatăl mă atrage și eu vin la el. Cine vine la el? Eu. Nu se duce Duhul sunt în locul meu. Eu mă duc la Domnul. Eu vreau să mă duc la el. Domnul spune, dacă voiește cineva să vină după mine. Dar cine mă face să voiesc? El. El mă face să voiesc. Spune Domnul Ioan 6 64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Că Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus, că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Simplu, da? Chemarea aceasta este irezistibilă, dar noi venim în mod liber. Mărturisirea continuă și spune așa, această chemare irezistibilă este datorată exclusiv harului special și necondiționat al lui Dumnezeu. Și în niciun fel vreunui lucru bun care ar putea fi găsit în om sau a vreunei puteri sau acțiunea omului. Noi toți fiind pasivi în starea de păcat, suntem morți în păcatele și fără de legele noastre până în clipa când suntem făcuți vii și rănoiți prin Duhul Sfânt. Ce spune mărturisirea? Mărturisirea spune că această chemare a lui Dumnezeu nu ne este dată vreunul lucru care se găsește în noi. Acum, dacă Dumnezeu m-ar mântui datorită, să zicem, dorinței mele, atunci de ce în Sfânta Scriptură găsim rugăciuni, rugăciuni făcute ca să avem dorințe bune? Mă rog ca Dumnezeu să împlinească în voi orice dorință de bunătate. Păi dacă eu pot să doresc fără el, zici ce mai rogi ca să doresc, nu? Ar fi banal. Ar fi o prostie. Adică, Doamne, dă dorință spre bine dacă eu pot dori singur spre bine fără el. Evident! Evident că în momentul în care găsești texte care îți spun că dorința vine de la Dumnezeu, voința vine de la Dumnezeu, faptele bune vin de la Dumnezeu, acestea nu pot constitui motivul pentru care Dumnezeu ne mântuie. Că ele sunt după mântuirea noastră. Ia auziți, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. Pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate Duhul omnicește. Dumnezeu. Dumnezeu nici nu ne mântuie măcar că am înțeles Evanghelia. Că nici măcar asta nu suntem în stare. Suntem atât de proști din punct de vedere spiritual că nici măcar nu putem înțelege Evanghelia. Dumnezeu dacă ar spune, uite, stabilesc minimul minimorum ca să vă mântui, că știu că sunteți praf și pulbere, sunteți rob păcatului. Uite, nu vă cer să faceți nicio faptă bună, numai să înțelegeți ce vă spun eu. Biblia spune, nu suntem în stare nici măcar să înțelegem. Măcar să doriți, nici măcar să dorim nu suntem în stare. Măcar să avem voință, nici măcar asta nu suntem în stare. Deci dacă Dumnezeu ar, ar fi trasat pentru mântuirea noastră standardele, minime, 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 mă, numai stai așa pe scaun și înțelege Evanghelia și spune, am înțeles, Doamne și eu te mântuiesc. Nu atâta să spui am înțeles. Nici măcar asta nu ești în stare. Pentru tine Evanghelia este o nebunie fără lucrarea Duhului Sfânt. Aici vedem cât de extraordinară, cât de glorioasă este lucrarea lui Dumnezeu. Chemarea eficace, continuă mărturisirea, spune produce răspuns omului. Prin aceasta, chemarea eficace, noi suntem făcuți capabili să răspundem acestei chemări și să primim harul oferit și conținut în ea. Deci această chemare ne dă credința. Da? Și am citit deja versetele acestea. Vă citesc un alt pasaj. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum și vine când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Vedeți? Auz și învii. Adică ce auzi? Pentru că vocea Fiului Dumnezeu când atinge urechea păcătosului produce viață și auzi glasul Fiului Dumnezeu. Și când îl auzi ce faci? Îl asculti și vii. Da? La scurt și Chemarea eficace duce la răspun, r r răspunsul omului. Mărturisirea arată cât de fantastic este această chemare când spune așa. Această putere care ne face să răspundem lui Dumnezeu, ne fiind cu nimic mai prejos decât puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos dintre cei morți. Adică lucrarea ta de înviere spirituală a fost făcută cu aceeași putere a lui Dumnezeu care l-a înviat pe Fiul lui Dumnezeu de morți. Nu există niciun miracol mai mare pe care Dumnezeu să-l facă făcut în istoria omenirii decât învierea Fiului lui Dumnezeu. Aceeași puterea a lui Dumnezeu a fost necesară ca să mă ridice pe mine din moartea, din moartea spirituală. Aceeași puterea a lui Dumnezeu. Vă imaginați că de fiecare dată când un om este mântuit, acolo este un miracol Dumnezeiesc care a a fost, a, a, pentru care a fost necesară aceeași putere dumnezeiască ca la învierea Domnului Iisus Hristos din morți. De fiecare dată când un suflet este adus la viață. Dumnezeu nu face nimic mai puțin decât a făcut la învierea Fiului Său. Mărturisirea continuă cu o discuție despre mântuirea copiilor în frage de pruncie. Aici e o chestiune, o discuție și despre avorturi. Poate vă întrebați de ce e important. Pastor, are e foarte important. Imaginați-vă o femeie care a făcut 20 de avorturi, 5 avorturi. Eu am avut un o, o sponsor al meu principal în facultate, o soră care după zeci de ani, zeci de ani făcuse un singur avort, după zeci de ani pocăită, știa că Dumnezeu a iertat-o, știa că Dumnezeu a mântuit-o, știa că e liberă. După zeci de ani, când vorbea despre evenimentul avortului, era cu lacrimi în ochi. După zeci de ani. Ce mânghiere are? O chestiune pastorală foarte. Sau persoane care au pierdut copii, au avut sarcini pierdute, o grămadă de sarcini pierdute. Și dacă ai concepție creștină despre când este format, când embrionul acela este copil, da? este ființă umană cu adevărat, atunci a pierde o sarcină. Da? A pierde o sarcină. La orice vârstă în care se găsește sarcina respectivă este o durere pentru tine, că tu știi că a fost acolo o ființă umană. Acolo nu a fost o adânătură de celule fost o ființă umană. E o chestiune pastorală foarte sensibilă. Și mărturisirea spune următorul lucru despre mântuirea lor. Copiii aleși care mor în frage de pruncie sunt regenerați și mântuiți de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt care lucrează când, und, unde și cum are plăcerea. Este un lucru fantastic. Eu cred că Duhul Sfânt poate sufla când, cum și cum are el plăcerea. Da? În aceeași situație sunt și toate persoanele alese care sunt incapabile să fie chemate prin lucrarea provăduirii exterioare a cuvântului, da? Nu pot să audă Evanghelia. Sunt persoane care nu au minte în cap ca să înțeleagă Evanghelia. Așa s-au născut, așa au, așa au ajuns pe lumea aceasta, da? Deci e o chestiune pastorală foarte sensibilă. Acum vă dau câteva detalii. De ce mărturisirea spune lucrul ăsta? Că unii, unii scriu în Biblia așa ceva. Acum, doctrinile nu se fac în Sfânta Scriptură, trebuie să scrie neapărat. Copiii care mor în frage de prugie se mântuiți prin harul irezistibil al lui Dumnezeu. Ca să înțeleagă și oamenii ăștia din 2018 când vor discuta despre problema asta. Nu, dar sunt anumite pasaje în Sfânta Scriptură care puse la oaltă pot să ne ducă la concluzia asta. Și vă spun de ce cred eu că mărturisirea este corectă în privința aceasta. În primul rând trebuie remarcat în Sfânta Scriptură că deși Biblia vorbește despre moștenirea firii păcătoase, care este sursa tuturor relelor pe care le facem noi, da? Firea păcătoasă. Totuși, nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune că Dumnezeu a condamnat oamenii în iad doar din acest motiv. Da? Deși firea este sursa tuturor relelor, Biblia nicăieri nu spune, omul ăsta este condamnat pentru că s-a născut în păcat. Îl trimite în iad pentru că s-a născut în păcat. Nicăieri. Da? Dacă găsiți un pasaj din ăsta, eu sunt gata să mă retractez ceea ce am spus acum. În al doilea rând, peste tot în Sfânta Scriptură, în plus, ni se spune că oamenii sunt trași la răspundere pentru faptele pe care le-au făcut cât timp au fost în trup. Faptele astea vin din firea pământească, dar asta este motivul pentru care Dumnezeu judecă oamenii. Da? Pentru care Dumnezeu judecă oamenii. Cu alte cuvinte, există o legătură, dar o diferență între păcatul moștenit care e sursa răului din noi, firea pământească, virusul ăsta din noi și răzvrătirea conștientă personală împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă un copil este avortat sau o femeie are o sarcină pe care o pierde, copilul acela are natura păcătoască, dar el n-a făcut niciun fapt conștient de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În al treilea rând, copiii aceștia nu doar că n-au făcut un fapt conștient de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, da? Să mintă, să fure, să nasculte de părinți și așa mai departe, el nici nu au măcar capacitățile, da, intelectuală, volitivă, psihică, pentru a exercita credință sau cunoaștere sau orice vreți dumneavoastră. El nici măcar nu poate să creadă Evanghelia. El nu are capacitățile, el nu are voința dezvoltată, intelectul dezvoltat, emoțiile dezvoltate, conștiința dezvoltată ca și-o pună în acțiune, da? Să poată auzi Evanghelia, să o înțeleagă și așa mai departe, da? Deci nu doar că nu are fapte păcătoase, fapte păcătoase, nu am spus natură păcătoasă, ci nu are sufletul dezvoltat cu capacitățile intelectuale, Nu poate, dacă mai corect ar fi, nu poate să-și pună sufletul în acțiune ca să priceapă Evanghelia. În al patrulea rând, copiii aceștia nu pot primi credința, credința în acțiune, da? El nu pot să primească o credință care să acționează. El nu poate în mod conștient să primească de la Dumnezeu o credință pe care să o pună în acțiune. De exemplu, un copil să zică, am primit credință, dar o credință de la Dumnezeu ca să-mi pun încrederea în Domnul Isus Hristos. El nu poate. Au mai putea să speculeze și să spui Dumnezeu ar putea să dea dar o credinței unui copil fără ca el să exercite această credință și așa mai departe. Ai putea să spui lucrul ăsta. Dar nu poate să aibă o credință în acțiune un copil. Da? El nu poate. Pentru că credința în acțiune cuprinde tot sufletul nostru. Cuprinde conștiința noastră, voința noastră, intelectul nostru și așa mai departe. Da? Bun. în al cincilea rând, acești copii, în concluzie, sunt mântuiți pe baza jerfei Domnului Isus Hristos prin harul irezistibil, fără merite personale. Deodată nici nu le pot avea, nu? Și aici este un lucru interesant. Dacă credem că un copil, da? e foarte interesant. Cei mai mulți arminieni vor fi de acord cu mine la punctul ăsta. Da, domnule. Copiii, într-adevăr, dacă Dumnezeu judecă pe baza faptelor, e normal. Ei nu au făcut nicio faptă rea, sunt mântuiți de Dumnezeu, sunt mântuiți de Dumnezeu prin har, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Și acum întrebarea mea este, dacă voi spuneți că mântuirea depinde în ultimă instanță, că factorul decisiv în mântuire este decizia omului, ce faci cu copiii ăștia? Îi mântuie Dumnezeu cu forța? Este un problem foarte important pentru mine. Cum mântuie Dumnezeu copiii? Dacă ei spun că întotdeauna factorul decisiv este omul, el trebuie să aleagă, el trebuie să decide. Cum îți mântuiți copiii? Dacă ei cred că toți copiii care n-au capacitatea de a crede, de a cunoaște și așa mai departe. Adică numai în țară, la noi, de la Revoluție încoace avem cât? Vreo 25 de milioane sau cât? 30 de copii avortați? În America cât sunt? Nu știu, de 50 de ani încoace. Oh, mulți! Zeci de milioane, poate în toată lumea, sute de milioane de copii avortați. Doar avortați, nu vorbim doar de pierde de sarcină. Da? Și doar de copii avortați. Se pare că Dumnezeu mântuie, ascultați-mă, se pare că Dumnezeu mântuie nu doar excepțional, că a, copiii sunt o excepție. Stai puțin, câteva sute de milioane de suflete sunt excepții? ca multe excepții, nu crezi? Cam multe excepții. Eu zic că sunt mai mulți copii mântuiți dacă e așa în România decât adulți care sunt mântuiți. Adică 30, în 30, de ani au fost mântuiți 30 milioane de oameni în România. Și și vorbe de așa ceva. Ceea ce înseamnă că normalul Dumnezeu, de fapt, dacă ar fi să spunem că sunt două metode de mântuire, pe unii pune să aleagă ăștia care pot și pe restul îi mântuie prin harul irresistibil. De fapt, norma lui Dumnezeu este că mântuie fără să îi întrebe fără să întrebi, fără decizia lor, fără aportul lor, fără contribuția lor, deodată ce nu pot să aibă. Da? Norma, de fapt, asta este. Da? Și o, e o problemă, cred eu, importantă pentru a, vorbi, pentru a stabili ce înseamnă mântuirea. Mântuirea este o lucrare suverană a lui Dumnezeu, dragii mei. Este o intervenție miraculoasă, secretă, lăuntrică a lui Dumnezeu, în care el mântuiește un suflet fără aportul lui. El este pasiv. Da? Este pasiv. În a șaselea rând, da, tot pastoral, vorbind de această poziție despre care v-am vorbit acum, mântuirea copiilor, bine foarte frumos dragostea lui Dumnezeu pentru sufletele acestea cu suveranitatea totală a lui Dumnezeu peste holocaustul ăsta a avortului pe care îl vedem în vremea noastră. Și este un lucru fantastic cum Dumnezeu ia copiii ăștia închinați lui Moloca pentru asta să o să ca părinții să-și păstreze confortul lor, luxul lor și așa mai departe. Să închinați, ei așa fac, închină diavolului, ce e o lucrare satanică asta. Un holocaust la propriu. Oamenii sunt fioare, deci s-au întâmplat în, în, în camerele alea de gazare, dar ce se întâmplă în spitale, ce se întâmplă în, în pântecele mamei, care e un loc sac, în care Dumnezeu a pus copilul, ca să fie protejat acolo, să fie cel mai bine din toată viața lui, acolo e cel mai bine. Da? Acolo e măcelărit și distrus. Dumnezeu întoarce nenorocirea asta întoarce nenorocirea asta spre gloria lui. E un lucru extraordinar, e un lucru fantastic. Este un lucru fantastic. Deosebit, deosebit. Da? În bină, învățătura aceasta, dragostea lui Dumnezeu cu suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la moartea timpurie a copiilor de-a lungul istoriei. Când mai mulți copii poate muriau, când s-au început să manifeste tot felul de boli și erau decimate populații întregi. Mai mulți copii mureau decât trăiau. Și de asta făceau așa de mulți copii. Pentru că mai mulți mureau. Dacă este adevărat că Dumnezeu îi mântuie pe aceștia prin harul irezistibil, dar pe cei care au ajuns la o vârstă în care să înțeleagă, să priceapă și să, poată primi credință de la Dumnezeu ca să fie mântuiți, dacă Dumnezeu îi mântuie prin harul irezistibil, populațiile pe care Dumnezeu le-a mântuit sunt enorm de mari. Spune, spunea că ăsta este motivul pentru care el crede că, din punct de vedere numeric, cerul va surclasa iadul. Din punct, de vedere, din punct de vedere numeric. Mulți se gândesc, a, oh, prin cer, așa o să ne găsim în cu cât suntem mântuiți prin România, a, oh, suntem mântuiți vreo 100 de mii, hă, slavă Domnului, bine. Nu, no, nu va fi așa, nu va fi așa. Uh, și asta poziția asta rezolvă și uh, cum vor fi mântuiți oameni din triburile care au dispărut înainte să avâncă Evanghelia la ei. Biblia spune că vor fi mântuiți oameni din orice trib, din orice limbă, din orice na națiune. Adică dacă sunt triburi care au dispărut despre care noi nici măcar a căror existență nu mai știm, despre care nu știm, da, nu știm detalii precise despre ei, îi vom vedea dintre ei în împărăția lui Dumnezeu, mulți dintre ei. Vom fi foarte uimiți, abia așteptăm momentul ăla. Bun, mărturisirea continuă spre final și spune așa: Acele persoane care nu sunt alese, chiar dacă ar putea fi chemate prin lucrarea de predicare a cuvântului, vedeți? chemate prin lucrarea de predicare, nu prin lucrarea secretă a Duhului, și ar putea experimenta anumite manifestări comune ale Duhului. Și întrebarea e cum este un ales, unul care nu e ales să experimenteze niște efecte comune ale Duhului. Nu pot fi mântuiți pentru că n-au fost chemate eficace de către Tatăl. Prin urmare, ele nu vor și nu pot veni cu adevărat la Hristos. Cu atât mai puțin nu pot fi mântuiți aceia care nu primesc credința creștină indiferent cât de sârguincioși au fost în a-și pune viețile în acord cu revelația naturală și cu învățăturile religiei la care ei aderă. Avem două categorii de oameni. Oameni care aud lucrarea de predicare a cuvântului și oameni care încearcă să, ei să fie sârguincioși în religia lor. Ia uitați ce spune Biblia despre prima categorie. Sămânța căzută în locul este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie dar nu are rădăcină în el. Nu-i nu chemat la viață irezistibil de Duhul Sfânt. Nu-i născut din nou. Dar Nu are temelia nașterii din nou. Și zice că ține până la o vreme și cum vine un necas sau o prigunere din pricina cuvântului se leapă în îndată de el. Deci el are o manifestare exterioară. Sau mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Erau ăștia mântuiți? Nu, că Biblia nu spune nicăieri că au fost născut din nou. Domnul Isus le spune, spune Sfânta Scriptură, Domnul Isus Hristos le spune, adevărat le spune, niciodată nu v-am cunoscut, niciodată. Dau au prorocit, ce au făcut minuni, au scos dragi, au avut, cum spune, mă mărturisirea niște manifestări comune ale Duhului se manifestări comune ale Duhului. Pavel zice, ei sunt israeliți, au înfierea, fierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințe, patriarhii, din ea și după trup, Hristosul că este mai presus de toate lucrurile. Erau mântuiți? Nu că plânge Pavel pentru ei. Să zdrobește Pavel pentru ei, interior vorbind. Dorește să fie anatema pentru ei, pentru că nu erau mântuiți, deși aveau o grămadă de privilegii exterioare, da? o de privilegii exterioare. De ce? Ei nu sunt aleși și nu pot fi mântuiți, indiferent ce manifestări religioase ar avea. Bun. Mărturisirea vorbește și despre păgâni. Și iarăși avem și în țară la noi cel puțin vreo doi pastori baptiști în, ultimul, în ultimii doi ani am au auzit spunând lucrul acesta că păgânii, că Dumnezeu n-ar fi drept să lasă niște păgâni care nu au auzit Evanghelia sau nu au primit religia creștină, învățătura creștină, să nu fie mântuiți. Dacă nu au avut nicio șansă, trebuie să-i mântuiască Dumnezeu altfel. Bine, dacă nu au auzit Evanghelia, trebuie să-i mântuiască Dumnezeu cumva, nu? Ce spune Biblia? Romani 1. În adevăr, în sușile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, Dumnezeirea lui, se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Zic, vezi? Dumnezeu se descopere în natură. Arată că e Dumnezeu puternic, creator și așa mai departe. Da? Deci Biblia ne arată că oamenii au parte de revelația naturală. Dar Biblia ne arată că oamenii resping revelația naturală. De asta nu pot fi mântuiți. De asta nu pot fi mântuiți. Că oamenii resping revelația naturală măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au de dar la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și Biblia ne arată că ei sunt imorali și idolatri. Nu că au primit niciun. Pavel nu spune, sunt numai câțiva puțini din păgânii ăștia care s au ridicat ochii spre ceruri, s-au uitat la copaci și au zis, este un Dumnezeu adevărat, vrem să-l iubim și să-l urmăm. Nu știm cum o să ne mântuiască, dar ne bazăm numai pe el. Nu există asemenea păgâni. Nu există asemenea păgâni. Și tot Pavel spune, așa că nu se pot dezvinovăți. Pavel nu spune, așa că se pot mântui. Așa că nu se pot dezvinovăți. Deci oamenii au parte de revelația naturală, oamenii resping revelația naturală și de aceea oamenii se află sub condamnarea lui Dumnezeu. Este un text controversat cu care eu închei în seara aceasta, Roman 2, cu 7, care spune așa. Dumnezeu va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și ugie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărul și ascultă de nelegiuire. Necaz și strânturare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste eu, apoi peste grec, slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele. Vezi, zice, întâi peste eu, apoi peste greu. Dacă este cineva care face binele, iau ce vine peste el. Slavă, cinste și pace. Va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Dacă e un păgân undeva, într-un loc uitat de lume, și caută slava, cinstea și nemurirea, și stăruiește în bine, și face bine, zic ei, va fi mântuit. Va fi mântuit. Acum, textul acesta, textul acesta, care este scris de Pavel, sub inspirația Duhului sunt observați că nu este un text care identifică meritele mântuirii, da? De ce mântui cineva? Textul acesta nu vorbește nici despre modalitatea mântuirii. Cum este mântuit cineva? Textul acesta nu de dezvăluie sursa faptelor acestor oameni. Acum, întrebarea este, sunt oameni care stăruie în bine, caută slava cinstea și nemurirea? Păi da, uite, fratele Criste. stăruie în bine, nu? Stăruie în bine și caută slava cinstea și nemurirea. Noi suntem aici pentru că au zis, pentru că facem binele. Și peste noi zice, vine slavă, cinste și pace. Deci facem bine, săruim în bine și căutăm slava cinstea și nemurirea cu Dumnezeu. Dar textul nu spune de ce facem lucrurile astea. Cum a început căutarea asta la noi? Textul nu tratează lucrul acesta. Și ei, ei presupun cumva că lucrul ăsta se poate întâmpla la oricine în lumea asta. Nu, textul nu spune, pentru că textul n-a fost scris ca să trateze lucrul acesta. Cu alte cuvinte, textul acesta vorbește despre dovezile mântuirii nu despre modalitatea în care suntem mântuiți ci despre dovezile care le prezintă mântuirea. Care-s dovezile mântuirii? Că stăruim în bine. Care-s dovezile mântuirii? Că facem bine. Care-s dovezile mântuirii? Că noi căutăm slava cinstea și mântuirea. Dar textul nu spune cum au început aceste lucruri. Alte texte ne spun Textul ăsta mai mult decât atât ne arată nu doar dovezile mântuirii, ci și finalitatea mântuirii. Dumnezeu ne va da viața veșnică. Spune, va da viața veșnică celor ce demonstrează că sunt mântuiți prin faptul că stăruiesc în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Altfel, Pavel s-ar contrazice pe sine. Zice, ăștia care aud Evanghelia sunt mântuiți prin har și prin credință, le dăm o variantă din asta super ușoară de mântuire. La restul care n-au de Evanghelia, să stăruiască în binele, să facă binele, mântuire prin fapte. Pavel nu e schizofrenic ca să vorbească despre o mântuire într-un fel și despre o mântuire în altfel. Noi care auzim Evanghelia să fim mântuiți așa ușor, nu numai prin har, prin credință. Restul să tragă tare, tată. Nu că Dumnezeu nu le-a dat Evanghelia, dar și trebuie să facă fapte pentru mântuirea lor. Pavel nu e, nu absurd, da? Deci textul acesta din Roman capitolul 2, ar fi bine să țineți minte, arată două lucruri. Unu, care este dovezile mântuirii și doi, care este finalitatea mântuirii. Slavă, cinste și pace. Și viața veșnică. Și apropo, Pavel vorbește aici despre, de fapt despre cum va fi judecat fiecare om. Care va răsplăti, versetul 6, așa începe textul, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Despre asta vorbește textul, despre judecată. Și răsplătire textul nu vorbește despre mântuire. Mulți oameni au folosit textul acesta pentru a spune că păgânii sunt mântuiți fără, fără să audă de Domnul Iisus Hristos, fără să audă Evanghelia. Dragii mei, încheiem această seară înainte de câteva întrebări, dacă aveți, despre harul irezistibil, seara care a fost despre harul Irresistibil, învățătură care este fundamentală în a înțelege mântuirea. Este fundamentală în a da toată gloria lui Dumnezeu. Este fundamentală și va afecta metodele de evangelizare. Este fundamentală în orice privință. Dacă o accept, ea va modifica, va modifica o grămadă de practici, de lucruri, de convingeri din viața noastră. Dacă nu o accepti, foarte multe lucruri se destramă în teologie.